Timpul pe care ne-l acordăm noi nouă nu este unul de cea mai bună calitate. Ideea de a petrece timp cu noi, dar nu într-o stare de ego, ci într-o stare de studiu, într-o stare de îmbunătățire, într-o stare de înțelegere a ceea ce suntem noi, într-o stare de a înțelege stările astea de joasă vibrație pe care le putem simți, stări de gelozie, stări de invidie, sunt stări joase, joase, joase. Instrumente de întuneric se activează în acea perioadă, în acea zonă. Și atunci, într-o perioadă de asta frumoasă, cum este acum Purim, dacă știm să ne acordăm timp atât nouă, dar și celorlalți, dar mai ales celorlalți, dacă știm că suntem curați la suflet în momentul respectiv, acorzi din timpul tău, din ceea ce ești tu și contribui la construirea altuia. Faci acest lucru știind că unitatea de timp din viața ta, ceea ce nu se mai întoarce la tine niciodată, trezoreria e plină goală, plină goală, talent, cânti azi, cânti mâine, mai faci o emisiune acum, mai faci, eu am fost, uite, de exemplu, dimineața am fost la Pro, la Vorbește Lumea, mai faci emisiune odată aici, odată acolo. Dar timpul este ceva care nu se mai întoarce niciodată, este cel mai frumos cadou cu care am fost dăruiți de Creator, de Dumnezeu. Și timpul pe care îl petrecem conștienți de prezentul nostru și de viața noastră dăruit celorlalți, produce lumină, mai ales când este dat necondiționat. Cum ajungem să ne recunoaștem greșelile din trecut? Pentru că eu cred că e cel mai greu să facem acest lucru. Pentru că nimeni nu vrea să-și recunoască greșelile și, așa cum spuneai și tu, dacă noi toți tindem spre perfecțiune, ați recunoaște o greșeală din trecut, înseamnă, sau o greșeală în general, nu neapărat din trecut, înseamnă că tu nu mai ești perfect în ochii celorlalți. Ego-ul nostru ne stârnește și ne schimbă felul în care vedem viața și lumea. Și recunoașterea unei greșeli, de multe ori te duci și o recunoști în fața cuiva, o persoană care o ia și după aia ți-o aruncă în față și spune, ai văzut tu singur, eu am avut relații de genul ăsta în care m-am dus să-mi asum, am creat o realitate în care m-am dus să-mi asum. Și ce s-a întâmplat acolo? Două persoane în care eu m-am dus să-mi asum, eu m-am dus să le pun pe masă, eu m-am dus să spun, uite, o facem altfel. Și povestite lucrurile sau reconstituite, ele au fost povestite într-o cu totul și cu totul altă manieră. Pentru că această asumare, și asta este o paranteză în ceea ce discutăm noi acum, o paranteză binevenită, această asumare vine dintr-o închidere de cerc. Și această închidere de cerc înseamnă spiritualitate. Bună! Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33. Dacă vă place Canal 33, nu uitați să ne lăsați un like. Pentru mai multe emisiuni interesante de vizionat, apăsați pe bannerul care se derulează pe ecran în colțul din dreapta sus sau direct apăsând pe butonul cu i, iar dacă vreți să urmăriți mai multe emisiuni Canal 33, apăsați pe butonul subscribe sau abonează-te din partea de jos din dreapta ecranului. Nu uitați să ne lăsați un coment în secțiunea de comentarii de mai jos. Mulțumim!